Dumnezeu să fie binecuvântat. Bucuria și emoția pe care o încercați astăzi răsplătește ultima perioadă de câteva luni în care v-ați gândit, v-ați cheltuit și ați organizat evenimentul acesta, eveniment care declanșează o nouă etapă în viața voastră, familia, viața de familie. Aceasta va fi o experiență nouă pentru voi și fiecare zi pe care Dumnezeu vă va da în această experiență vă va ajuta să înțelegeți mai mult și mai bine care este taina căsătoriei, cum puteți fi fericiți amândoi, departe de părinții care v-au învățat până acum tot ce au știut și au putut. Viața de familie este o experiență frumoasă, însă este o experiență scumpă, pentru că ea trebuie întreținută cu foarte multă dedicare și cu foarte mult sacrificiu. Stimați părinți, dragă frate Petru și sora Rodica, dragă frate Gianni și sora Cornelia, aici sunt copiii pe care i-ați crescut și astăzi sunt miri. Trecutul acesta al copilăriei lor, al tinerețe lor, al prieteniei lor, este un vis frumos care se încheie și se transformă în viața lor de familie, așa cum ați început și dumneavoastră cândva. Tot ce ați putut să faceți pentru ei ca să devină ceea ce vă place să fie, ați făcut. Și astăzi în ei este toată educația pe care ați investit-o în procesul acesta de creștere care v-a fost la îndemână aproximativ 20 de ani. Aș vrea astăzi, cu ocazia nunții voastre, să rostesc o predică inspirată din textul acesta pe care am intitulat-o Construcția căsătoriei. Solomon vorbește mult în scrierile lui, în cărțile pe care le-a scris, despre familie. El a avut o viață de familie extrem de intensă și în același timp extrem de zbuciumată. Așa că aș vrea să vorbesc astăzi la nunta voastră, Denis și Andreea, despre construcția familiei, afirmând faptul că viața biologică în general și viața de familie în special poate fi privită din foarte multe puncte de vedere. Spre exemplu, o putem privi din punct de vedere contabil, o putem privi din punct de vedere social, tehnic, psihologic, medical, dar o putem privi și din punct de vedere al unei construcții. Tot ce veți face voi pentru familia voastră, practic construiți sau dărâmați, construiți bine sau greșit. În lumea civilizată există un plan de construcție, există aprobări pe care le dau specialiștii. Există sugestii, recomandări și limite, la fel în viața de familie, dacă o comparăm cu o construcție, trebuie să acceptăm că dacă în construcția aceasta folosiți materiale ieftine, casa va fi ieftină și nu va dura mult. Dar dacă folosiți materiale scumpe și respectați codurile și regulile de construcție, atunci vă veți bucura de o casă care durează mult, în care nu plouă și de care vă veți bucura. În felul acesta am intenția să abordez predica aceasta inspirată din cuvintele pe care Solomon le-a scris. Motivul pentru care construirea acestei case este unică este faptul că voi vă construiți propria casă. Nu cred că veți sta într-o casă pe care ați construit-o voi. Știu că au construit-o alții, nu știu cine. Dar au construit-o niște oameni care au meseria să construiască. Marea dificultate cu care voi vă confruntați acum este faptul că voi trebuie să vă construiți casa aceasta. Și ori de câte ori cineva face un lucru pentru prima oară, nu-l face grozav de bine. Cunosc oameni din biserica noastră care și-au construit o casă și când au fost puși în situația să o construiască pe a doua, au spus, acum știu mai bine ce am de făcut, pentru că am învățat din greșelile primei construcții. Atunci când ne construim familia, nu mai avem oportunitatea să o luăm de la început.
De aceea, trebuie neapărat să ne uităm pe planul de construcție care este Biblia, adică voia lui Dumnezeu cu privire la familie. Pentru a înțelege ce a vrut Solomon să spună, aș vrea să vă aduc aminte că Solomon a fost unul dintre cei mai înțelepți oameni de pe pământ. Numai că această înțelepciune pe care el a avut-o, de foarte multe ori, a fost folosită pentru alții și nu pentru el. Asta este una dintre marile dileme ale oamenilor înțelepți. Solomon a fost un om înțelept, a fost un om bogat, a fost un om instruit, a avut multă putere, a fost un om plin de slavă, a fost un rege și totuși a avut dificultăți în construirea familiei lui. Cu experiența aceasta, îmbogățit de această experiență care l-a costat scump, Solomon scrie și Dumnezeu îl inspiră ca aceste cuvinte să rămână pentru generațiile care au urmat, inclusiv pentru voi astăzi, un motiv de învățătură. Singura influență căreia Solomon nu a putut să-i facă față cu succes a fost influența femeilor din viața lui. El a trăit în vremea poligamiei, de aceea nu folosim la singular cuvântul soție, ci la plural. Sigur că nu are semnificație în contextul nostru, dar Solomon a avut mai multe soții. El a fost un om foarte echilibrat în armată, a fost un om foarte echilibrat în finanțe, a reușit să ajungă la multă performanță în multe domenii, dar când a fost vorba despre viața lui de familie, Solomon nu a reușit să rămână integru, nu a reușit să-și respecte principiile și s-a lăsat foarte mult influențat de soțiile lui. Aceste femei, cele mai multe dintre ele, aveau o altă religie, aveau alte principii de viață, nu-l cunoșteau pe Dumnezeul pe care îl servea el și ele se închinau la idoli. Și presiunea pe care ele au pus-o peste el l-a influențat atât de mult încât el a cedat. Cedând a accepta religia lor, a început și el să se închine la ceea ce se închinau ele pentru ca să intre în grația lor. Le-a construit altare, idolii lor au fost prezenți în concurență cu Dumnezeul lui și lucrul acesta a fost așa de rău încât l-a supărat pe Dumnezeu. Tot ce faceți voi contează, însă ceea ce faceți în relația cu Dumnezeu contează cel mai mult. Se pare că banii astăzi sunt cei mai importanți. Un serviciu bun, o casă frumoasă, o mașină nouă, posibilități, acestea par pentru lumea modernă cele mai importante, dar nu este adevărat. Solomon a avut mulți bani, dar ultimii ani de viață a plâns mult. A fost înconjurat de oameni înțelepți, a avut o armată puternică, țara a mers bine în vremea lui, dar în ultimii ani de viață a plâns mult, pentru că Dumnezeu s-a supărat pe el. Vreau astăzi să vă vorbesc din aceste rânduri pe care el le-a scris și să vedem în ele experiența unui om înțelept, dar influențat negativ de soțiile lui, o influență care l-a îndepărtat de Dumnezeu și să învățăm de aici cum ar trebui să ne construim familia pentru ca să nu plângem nici la tinerețe și nici la bătrânețe și visul vostru de a fi fericit să fie permanent, să fiți fericiți acum și în fiecare zi și să fiți fericiți restul vieții și în ultima zi. Acesta este visul vostru și Dumnezeu este gata să-l binecuvinteze. Sunt mulți bărbați pe care soția îi ridică și sunt mulți bărbați pe care soția îi distruge. Uitându-ne în istorie, observăm că toți bărbații care au excelat au avut în spate o femeie care i-a inspirat și i-a ajutat într-o oarecare măsură. Și toți bărbații care s-au prăbușit au avut în spate o femeie indiferentă sau o femeie care i-a sfătuit la rău. În tinerețea mea am auzit pe cineva, un om pe care l-am respectat la momentul acela, făcând o afirmație într-un moment de sărbătoare și spunându-i unui tânăr bărbat următorul sfat. Soția aceasta care stă lângă tine este singura persoană care îți poate tăia aripile și este singura persoană care îți poate da aripi.
La momentul acela i-am atribuit exagerarea afirmației lui, însă astăzi știu, când am aproape 31 de ani de căsătorie, știu că această afirmație este pe deplin adevărată. Lucrul acesta este posibil pentru faptul că specificul constituțional al femeii, psihologia ei care este diferită de a bărbatului, chemarea ei să se supună soțului, face din femeie o persoană foarte complexă și în același timp foarte influentă. Centrul de influență într-o familie este femeia. Ea este mamă, ea îi crește pe copii, ea îi influențează pe copii, ea îi învață pe copii, ea le dă direcție copiilor. Ea este centru de influență într-o familie. Ea este întotdeauna prezentă. Tati vine și pleacă. Soțul pleacă dimineața și se întoarce seara, dar ea este întotdeauna acolo. Vorbele ei sunt ca un potop de binecuvântare sau de altceva peste copii, peste soț și peste toată familia ei. Ei, din motivul acesta, această influență poate fi destructivă sau constructivă. Și Solomon vine cu experiența lui din familie și vorbește despre faptul că influența pe care au avut-o soțiile din viața lui a fost destructivă. Ei, din acest motiv, în urma propriei lui experiențe de familie, el face o afirmație care uneori este greu de înțeles. Și în capitolul 14 din cartea aceasta, în versetul 1, el spune următoarele cuvinte: femeia înțeleaptă își zidește casa. Eu am crezut că bărbatul zidește casa. Ani de zile am crezut lucrul ăsta. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Femeia neînțeleaptă, aici e cuvântul nebună, femeia neînțeleaptă își dărâmă casa cu propriile ei mâini. M-am întrebat întotdeauna când am citit Biblia și m-am întrebat și săptămânile acestea în care mi-am pregătit predica, de ce Biblia nu spune că bărbatul își zidește casa? Nu este adevărat? Nu zidește el casa? Ba da. De ce Biblia nu spune că bărbatul își dărâmă casa cu propriile lui mâini? De ce spune că femeia? Opinia mea personală este că Biblia spune așa pentru că acesta este adevărul. Observând comportamentul, motivațiile și influențele negative ale soțiilor din viața lui Solomon, înțelegem că femeia neînțeleaptă își dărâmă casa cu mâinile ei, iar femeia înțeleaptă își construiește casa cu mâinile ei. Cum este femeia neînțeleaptă care își dărâmă casa? Femeia de care vorbește Solomon. Dacă ne uităm în carte, în istoria lui, în mod deosebit în 1 Împărați, capitolul 11, înțelegem câteva lucruri pe care le enumer în scurt, pentru că am intenția să mă concentrez pe partea de construcție, nu de dărâmare, pe partea pozitivă, nu pe cea negativă. Femeia care nu se teme de Dumnezeu, femeia care este neînțeleaptă și care își dărâmă casa, este femeia care nu se teme de Dumnezeu, deși poate fi o femeie religioasă, dar ea în inima ei nu se teme de Dumnezeu. Se vede din prioritățile ei, se vede din principiile ei, se vede din comportamentul ei. O femeie care nu se teme de Domnul. O astfel de femeie, când se va căsători, își va dărâma casa. Casa ei întotdeauna va fi o casă slabă, o casă lipsită, o casă fără binecuvântare, o casă fără liniște și fără pace. De ce? Pentru că nu este o femeie înțeleaptă. Apoi, este o soție nesupusă lui Dumnezeu și nesupusă soțului ei. Este o persoană ambițioasă, are o personalitate puternică, este bolnavă de feminism, nu știe să se supună și nu știe să-și respecte bărbatul. Femeia aceasta își ruinează casa. Ea are impresia că face bine. Ea are impresia că este importantă pentru că își manifestă controlul asupra soțului, dar ea nu știe că tocmai această metodă este manifestarea neînțelepciunii și este metoda de a-și ruina propria ei familie. În al treilea rând, scopul ei nu este să-și zidească familia, și scopul ei este să-și zidească influența, influență cu care vrea să-și influențeze soțul și să conducă familia acolo unde vrea ea. În al patrulea rând, exploatează bunătatea soțului pentru a-și atinge propriile interese și are metodele ei ca să exploateze această înțelegere a bărbatului ei. În al cincilea rând, își manipulează soțul ori de câte ori este nevoie pentru a-și atinge interesele. De asemenea,
Observăm în Scriptură că cel mai probabil o astfel de soție vine dintr-un mediu unde mama ei a fost un astfel de exemplu. Și acum, când ea intră în propria ei familie, intră cu acest exemplu pe care îl aplică mai mult sau mai puțin în atitudinea ei de soție. Prin definiție, pentru o astfel de femeie, familia nu este noi, ci este eu. Banii nu sunt ai noștri, ci ai mei și ai tăi. Ei s-au căsătorit, dar nu sunt una, sunt doi, unul lângă altul. Rămân doi unul lângă altul în loc să se facă una. Una în viziunea de familie, una în finanțele familiei, una în nevoile familiei. Pur și simplu rămân până la bătrânețe doi, unul lângă altul, dar niciodată nu sunt una. Ei, o astfel de familie nu poate să aibă propășire. Ei s-ar putea să îmbătrânească împreună, lucru care este improbabil, dar vor fi nefericiți. Va fi acolo mult conflict, multă neînțelegere, multă ceartă, ori familia aceea e un mare chin. Ei, Solomon vine din experiența aceasta și spune următoarele cuvinte: cine găsește o femeie cinstită, găsește ceva mai valoros decât mărgăritarele. Dacă am subliniat câteva cuvinte prin care am încercat să definesc cum este o femeie neînțeleaptă care își dărâmă casa, Denis și Andreea, aș vrea, privind în textul acesta acum, să spun cum e o femeie înțeleaptă care își zidește casa, care construiește împreună cu soțul ei, el în partea lui, ea în partea ei. Scriptura spune următoarele cuvinte: soția înțeleaptă se teme de Domnul. Așa spune versetul 30 în a doua parte: femeia care se teme de Domnul va fi apreciată. O femeie care se teme de Dumnezeu va primi de la Dumnezeu înțelepciune și echilibru. Și ea își va construi familia. În al doilea rând, ea este o soție spirituală. Versetul 25 spune așa: ea este îmbrăcată în slavă. Câți oameni îmbrăcați în slavă ați văzut mințind? Sau câți oameni pe care i-ați văzut mințind, i-ați văzut îmbrăcați în slavă? Scriptura folosește expresia aceasta, îmbrăcată în slavă, ca să explice faptul că binecuvântarea lui Dumnezeu este peste persoana aceea. Inspirația și călăuzirea Duhului este peste persoana aceea. Un om îmbrăcat în slavă e un om duhovnicesc. E un om cu scaun la cap. E un om echilibrat, e un om cinstit, e un om cu greutate. Nu e un om dezechilibrat emoțional, ci e o persoană care gândește ce spune și spune ce gândește. Este o persoană care își construiește familia. Nu o persoană care dă cu piciorul și apoi spune că îi pare rău și mâine repetă istoria. În al treilea rând, soția aceasta nu exploatează răsfățul și limitează preocuparea pentru frumusețe. Asta spune Biblia. Desmierdările sunt înșelătoare, adică răsfățul. Sunt fete care vin din familii dezechilibrate, unde n-au fost iubite, n-au fost mângâiate, n-au fost pupate de părinți, n-au fost îmbrățișate, n-au fost ținute de tati pe picior. Au avut exemplu unei mame care și-a condus familia și și-a neglijat soțul. Și acum vine în familie pur și simplu obsedate de răsfăț, de dezmierdare. Și toată viața lor devin o problemă pe soțul lor, care nu trebuie să facă altceva decât să le dezmierdeze. De nimic nu au nevoie decât de răsfăț. E cea mai mare nevoie neîmplinită a copilăriei lor. Ei, Solomon vine și spune următorul lucru: dezmierdările, deși sunt necesare în limita lor, ele sunt înșelătoare, sunt inutile. Ei, o femeie înțeleaptă va limita dezmierdările, nu va pune accent mult pe ele și de asemenea ele nu vor exagera cu frumusețea. Lucrul acesta îl spune Biblia. Un alt lucru pe care îl subliniază Solomon este că soția care câștigă respectul membrilor familiei este o femeie înțeleaptă. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Deni, ai spus cuvinte de apreciere mamei tale? Da. De ce? Răspunsul este simplu: pentru că le-a câștigat prin comportamentul care le-a avut ca mamă. Andreea, ai apreciat-o pe sora Connie? Da. De ce? Pentru că s-a purtat ca mamă, ca o femeie pe care a iubit-o ușor, pe care ai apreciat-o ușor și care a meritat cuvintele de apreciere pe care tu i le-ai spus.
Ei, Biblia spune următoarele cuvinte: fiii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și îi aduce apreciere, laudă. De ce? Pentru că îi câștigă respectul, nu și îl impune. O femeie nu se poate impune ca mai apoi să fie prețuită și respectată. O femeie trebuie să-și câștige respectul prin înțelepciune, prin dragoste, prin finețe, printr-un caracter special. Asta spune Solomon cu experiența vieții lui de familie. Mai mult de atât, soția câștigă încrederea soțului ei, inima bărbatului se încrede în ea. Nu este ușor pentru o femeie să câștige așa de mult încrederea soțului încât acesta pur și simplu să se bazeze pe ce spune ea și pe ce face ea, fără să o verifice. Spunând, femeia aceasta mi-a câștigat în anii de căsătorie pe care i-am petrecut împreună, mi-a câștigat încrederea, mi-a câștigat respectul. Știu că tot ce face ea pentru mine și pentru casa mea este bine. Biblia spune, în toate zilele vieții lui îi face bine. Și acum Solomon întreabă, unde va găsi bărbatul o asemenea femeie cinstită? Dacă o găsește, ea este mai importantă decât mărgăritarele. Cuvântul mărgăritare definesc superlativul bogăției, al valorii. Ei, Solomon spune, cine găsește o femeie înțeleaptă, ea este mai valoroasă decât mărgăritarele. Apoi, el continuă să spună următoarele cuvinte. Ea își administrează venitul familiei cu echilibru și discernământ. Nu duce lipsă și are venituri. Sunt femei care cheltuie toți banii pe îmbrăcăminte, pe temir ce, pentru ca să devină importante în fața prietenelor. Se uită pe Facebook să vadă cum e îmbrăcată cutare și atunci se simte în concurență cu acest cutare și fuga la prăvălie cu ultimii bani pe care îi face praf. Biblia spune, femeia înțeleaptă este echilibrată, știe când e da și știe când e nu. Și acum Solomon spune, cine găsește o astfel de femeie, femeia aceasta este valoroasă. Apoi, el spune, motivația ei permanentă și primară este binele soțului ei, îi face bine în fiecare zi și niciodată rău. Sau, soția înțeleaptă este o femeie harnică, ea face rost de lână, face rost de in și lucrează cu mâinile ei harnice, după metodele profesionale ale timpului de atunci. Femeia aceasta nu vrea neapărat să stea acasă ca o doamnă. Valoarea ei vine din realizările ei profesionale, vine din casa ei curată, vine din copiii ei educați, vine din soțul ei îmbrăcat și călcat la ață. Ea se simte valoroasă pentru că e de folos familiei ei. Frigiderul e plin, casa este curată, este parfumată. Oricine intră în casa ei, pur și simplu o apreciază și soțul primește valoare pentru că are o femeie cinstită. Și Solomon spune, cine e bărbatul care va găsi o astfel de femeie? Ea este mai importantă decât mărgăritarele. Apoi, Solomon continuă și spune următoarele lucruri. Are abilități profesionale. Ea este o corabie de negoți și de departe își aduce pâinea. Știe cum să lucreze. Este pricepută în toate lucrurile, știe să vorbească, știe să tacă, știe să ierte, știe să spună, să fie fermă, știe să facă toate lucrurile potrivite, la timpul potrivit și în locul potrivit. O astfel de femeie are abilități și Solomon întreabă, cine va găsi o astfel de femeie cinstită, este mai importantă pentru bărbatul acesta decât mărgăritarele. Un al optelea lucru, are abilități și este o femeie organizată și disciplinată. Se scoală când este încă noapte. De ce nu spune Biblia că se scoală bărbatul când este încă noapte? Știți de ce? Pentru că ea rămâne acasă, iar bărbatul pleacă. Unde pleacă bărbatul nu poate dormi, nu poate sta pe scaun, nu se poate odihni. Ea fiind în casă, își face programul cum îi place. Uitați ce spune Biblia. Ea se scoală de dimineață, este încă noapte și dă hrană casei sale. Împarte lucru peste slujnicile ei, o femeie organizată și o femeie disciplinată. Și Solomon spune, cine găsește o astfel de femeie este mai valoroasă decât mărgăritarele. Ce portret se conturează în inima unei soții credincioase? Păi să iubești o asemenea soție este aproape ușor, dar dacă nu este așa, este un pic mai greu.
Are o viziune pentru viitor, se gândește la un ogor și îl cumpără. Observați ce face ea cu timpul liber și îl ocupă cu preocupări de familie. Că dacă stă 2 ore pe Facebook, atunci foarte probabil că nu mai are timp să-și facă o viziune pentru familia ei. Dar femeia aceasta înțelege că dacă s-a căsătorit, ea trebuie să investească toate resursele ei pentru construirea familiei. Și atunci își face o viziune. Ce fac mâine? Ce fac poi mâine? Urmează un eveniment peste 2 săptămâni, își face un plan. Nimic nu ia pe nepregătite. Am uitat, am sorry. Nu, femeia aceasta are un plan, are o agendă. E o femeie disciplinată, e o femeie organizată și e o femeie care are viziune. Și Solomon spune, unde găsește cineva o astfel de femeie cinstită este mai importantă decât mărgăritarele. Apoi el continuă să spună următoarele lucruri. E o femeie optimistă și plină de speranță. Vede că munca ei merge bine și e bucuroasă. Când vii acasă și îți găsești soția zâmbind, uiți că ești supărat, uiți că ți-e foame, uiți că ești obosit, uiți că ai avut un conflict, uiți că ți s-a spus că peste 2 săptămâni vei fi dat afară, uiți că n-ai bani de morghici, uiți de toate. Dar când vii bucuros și o găsești supărată, îmbufnată, mofturoasă, atunci, dintr-o dată, toată bucuria ta, toate realizările tale, tot succesul tău, tot ce ai reușit să faci cu mâinile astea, de când te-ai trezit până acum, își pierd valoarea. Pentru că prin atitudinea ei de supărare și de nemulțumire îți transmite mesajul că ceva nu-i bine. Nu-i bine nici azi, nu-i bine nici mâine, nu-i bine de 50 de ani și nu va fi bine nici în următorii 50 de ani. Solomon spune următoarele cuvinte. Să stai lângă o femeie care picură ca strașina toată ziua, pic, 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 ca picătura chinezească. La un moment dat, mori. Măcar că mai aveai zile de trăit. Apoi, o femeie optimistă, plină de speranță și darnică și bună la suflet. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Observați cine are inițiativa binefacerii în familie? Femeia. Maica Tereza a fost bărbat sau a fost femeie? A fost o femeie. Solomon surprinde acțiunea caritabilă a soției lui. Sau probabil zgârcenia soțiilor lui. Și cu această experiență vine și vorbește despre faptul că cine găsește o soție fericită, ea este mai importantă decât mărgăritarele. Apoi vorbește cu înțelepciune și are influență duhovnicească asupra soțului. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Cum credeți că se simte un soț care atunci când pleacă la lucru împărtășește cu soția agenda lui și spune, trebuie să plătesc morghiciu, dar n-avem bani. Urmează să mă întâlnesc cu șeful meu și l-am văzut supărat ieri. Și acum urmează ca ea să-i dea niște sfaturi. Cum vor fi sfaturile ei? Reproșuri? Nemulțumiri? O istorie pe care a adunat-o din ziua anunții până acum și de fiecare dată i-o deșartă în cap, crezând că asta este metoda prin care îl poate conduce? Sau va fi o femeie înțeleaptă care îi va da sfaturi concrete, liniștite, constructive și să-ți va spune, ascultă-mă, dacă ăla îți va spune așa și așa, tu să nu te pui la mintea lui. Dacă ăla va zice așa și așa, eu te sfătuiesc tu să faci așa și așa. Și omul ăsta pleacă pentru că așa cum credea el că este bine, acum îi se confirmă și prin ceea ce soția îl sfătuiește. Și Solomon spune, cine găsește o astfel de femeie, ea este mai importantă decât mărgăritarele. Câteva lucruri, soția înțeleaptă apreciază și este apreciată, laudă și este lăudată. Oamenii care o cunosc au o părere bună despre ea. Uitați ce spune Biblia, faptele ei o laudă la porțile cetății. Scumpii mei, Scriptura vorbește despre o femeie care a câștigat respectul comunității. Ce șansă avea o femeie în vremea lui Solomon să câștige respectul comunității? Când erau 3, 4, 5, 10 femei lângă un bărbat ca soții în poligamia de atunci și femeile n-aveau nicio valoare. Ele aduceau apă, ele crescheau pruncii, ele mergeau la lucru, ele făceau toate lucrurile. Ce șansă avea o femeie în generația aceea și în mentalitatea aceea să fie apreciată la porțile cetății, unde erau apreciați bărbații? Ei, chiar și atunci, dar mai ales acum, în democrație și în feminism, o femeie este chemată să-și construiască o personalitate care prin influența pe care o manifestă în cercul ei de cunoscuți și în familia extinsă, să fie respectată datorită la ceea ce este ea.
Nu doar datorită la îmbrăcăminte, nu doar de datorită la make-up, că pe astea le cumperi cu 5 lei de la magazin, ci datorită la caracter, datorită la echilibru, datorită spiritualității ei, datorită lucrurilor frumoase din viața ei. Sunt femei care te obligă să te porți frumos, pentru că felul în care o cunoști ți-a demonstrat că este un om cu care nu te poți comporta oricum. Dacă oamenii din jur au văzut lucrul acesta, nu-l vede soțul? Ba da. Nu este mângâiat bărbatul? Nu este el zidit? Nu este el fericit? Ba da. Și Solomon întreabă a mia oară: cum va fi bărbatul care va avea o astfel de femeie cinstită? Va fi ca unul care are ceva mai mult decât mărgăritarele. O astfel de soție își construiește casa și dă aripi soțului ei. Andreea, astăzi tu ți-ai ales un băiat să-ți fie soț. Dumnezeu va binecuvânta alegerea ta. Dar băiatul acesta va fi foarte influențat de tine. În familia lui până acum l-a influențat mami. Pentru că așa sunt băieții, sunt mai aproape de mamă, mai atașați de mamă și mama îi influențează mai mult. Dar acum el se căsătorește cu tine. Influența ta asupra lui trebuie să fie o răcorire pentru oasele lui, un vânt proaspăt în inima lui, care uneori se va întoarce obosit de lucru, neînțeles. Să nu-l strivești, să nu-i tai aripile, dimpotrivă să-i dai aripi, să-i vorbești frumos, să-l ridici, să-l apreciezi, să-i spui că ce face, face bine. Iar dacă vezi că nu toate lucrurile dacă vezi că sunt lucruri care nu le face bine, cu înțelepciune să te apropii de el, nu cu bățul. Că dacă te apropii cu bățul, el nu va învăța nimic. Apropie-te cu înțelepciune, cu pricepere, vorbește-i cu atenție, vorbește-i câte puțin. Nu lăsa o avalanșă de cuvinte peste el, pentru că asta îl va sufoca. Se va simți strivit și de tine, se va simți neînțeles și de tine și pur și simplu îi vei lua aerul. Ridică-l, inspiră-l, roagă-te pentru el, vorbește-i duhovnicește, să nu țip la el, că o femeie înțeleaptă nu face asta. Să nu-l cicălești toată ziua, bună ziua, că o femeie înțeleaptă nu face asta. Andreea, să-ți construiești casa, așa cum ai văzut în casa părinților tăi, unde ați crescut 5 copii și ați fost fericiți în casa părinților voștri. Cum ați văzut la bunicii voștri, care sunt acolo înlăcrimați, au îmbătrânit frumos, construind copii și casele lor, nepoți și casele lor. Să porți această demnitate pe care ai văzut-o în casa ta, în casa părinților tăi și în casa bunicilor tăi și să o aduci în familia ta pe care o întemeiezi astăzi. În felul acesta îți vei construi familia. Nu construi doar ziduri, nu pune doar televizoare pe pereți, nu îți aduce toate electronicele din lume în casă sau în garaj, deși astea sunt necesare. Dă-i avânt acestui bărbat, dă-i curaj, împinge-l în față, respectă-l și mai ales în fața oamenilor, nu trece prin fața lui, pentru ca să fie respectat în comunitate. Altfel, poți să ai casa plină cu bunătăți, dar oamenii vor ști ce fel de familie sunteți voi. Pornește la drum cu acest plan în mintea ta, să-ți construiești familia și să fii o femeie înțeleaptă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să pun o ultimă întrebare. Cum este bărbatul care își alege o femeie înțeleaptă? Am văzut cum e femeia înțeleaptă pe care o alege bărbatul și pe care o prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Dar cum e bărbatul ăsta care are o astfel de persoană atât de specială? Hai să ne uităm în carte. Biblia ne spune că soțul înțelept înțelege unicitatea și importanța familiei. Și atunci când se uită după o fată să se căsătorească, el își dă seama că trebuie să-și aleagă o fată care o să-l facă fericit, că nu toate fetele îl pot face fericit pe un băiat. El dă importanță realizării căsătoriei și nu alege în grabă, nu alege cu mâna, nu alege împins de formele exterioare ale fetei, și alege cu mintea. Nu alege cu inima, inima nu-i bună de ales. Mintea e bună de ales.
El se uită la fată, el o studiază, el se consultă cu părinții, se consultă cu Dumnezeu, se consultă cu conștiința lui, își ia timp să se roage, își ia timp să postească, își ia timp să întrebe în stânga, în dreapta, se uită de o mie de ori că dacă ai ales, nu mai poți alege încă o dată, dacă ai ales, nu mai poți duce înapoi nici dacă ai risitul, nu mai poți să faci nimic decât să folosești lucrul ăla care nu ți se potrivește. E un bărbat înțelept, e un bărbat care atunci când alege, de o mie de ori măsoară, de-i plictisește pe cei din jurul lui cu măsuratul. Tot măsoară ziua și noaptea. Dar mă, omule, ai măsurat, pune mâna, bagă în traistă și du-te. Nu, 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 lasă-mă să mai verific o dată. E băiatul care găsește o astfel de fată, este băiatul care o caută. Este băiatul care face o mie de verificări. E băiatul care e prudent. În aparență toate fetele sunt serioase, toate fetele vin la biserică, toate fetele cântă și recită. Dar în spatele aparenței este un om care își ascunde eșecurile, defectele și prăpădenia din viață. Ei, de aceea un băiat înțelept își ia timp și alege cu grijă. Pentru că ce alege nu-i pentru mine, e pentru el. Așa face un om înțelept. E un om care alege cu băgare de seamă. Apoi, o a doua calitate a unui băiat înțelept în perspectiva alegerii tovarășului de viață, el înțelege valoarea și influența pe care soția o va avea asupra lui. De aceea găsește pe cineva care îl va influența bine. Deni, dacă tu ai nevoie de un sfat, nu te duci la cineva care știi că îți dă un sfat rău. Te duci la cineva care îți dă un sfat bun. Pentru că numai o anumită categorie de oameni pot da sfaturi bune. Ei, cine și alege un tovarăș de viață și îl alege din categoria oamenilor care influențează bine, influențează echilibrat. Atunci când vorbește, vorbește frumos. Atunci când vorbește, vorbește echilibrat. Atunci când vorbește, vorbește cu simțul măsurii. Ceea ce spune, spune după ce s-a gândit de 10 ori. Pentru că o astfel de atitudine este o atitudine care construiește. E un om înțelept, așa o soție își alege. În al treilea rând, uitându-ne în carte, observăm că el este un bărbat cu o reputație bună. Bărbatul ei este bine văzut la porți. Nu are acces la fetele bune un băiat rău, pentru că o fată bună așteaptă să fie curtat de un băiat bun, de un băiat bun. Și o fată rea, ea n-așteaptă nimic. Cine vine e bun, că oricum nu vine nimeni. Scriptura ne spune că băieții trebuie să-și construiască reputație. Dacă umblă de colo până colo, dacă umblă oricum, dacă umblă fără minte, întreb eu, care părinte va da fata lui bună după el? De aceea orice băiat trebuie să-și construiască o reputație care va fi singura lui carte de vizită când va merge la tata socru și la mama soacră să-i spună: m-am îndrăgostit de fata domniilor voastre, permiteți-mi să am o perioadă de prietenie și în perioada asta să ne rugăm lui Dumnezeu și să vedem care e călăuzirea Domnului. Dar dacă te căsătorești la Starbucks, în loc să te căsătorești în casa părinților, în loc să-i spună și copilul, și fata mamei și tatălui, și băiatul mamei și tatălui, și auzi și ei că deja nunta-i programată, întreb eu, asta-i treabă? Răspunsul corect este nu, asta nu-i treabă. Și Solomon pune întrebarea din nou: cine găsește o fată cinstită să pună mâna pe ea, că e mai scumpă decât mărgăritarele? Mă apropii de încheiere afirmând și faptul că bărbatul acesta înțelept apreciază calitățile soției. Bărbatul se scoală și îi aduce laude. Deni, în fiecare dimineață te vei scula. Să-ți aduci aminte ce spune Solomon. Când te vei trezi de dimineață, primul lucru este să-i aduci laude Domnului. Și apoi să te întorci spre tovarășul acesta de viață care îl alege astăzi și să o lauzi, să o apreciezi, să o încurajezi, să o facă să se simtă mângâiată și fericită, pentru că așa a fost în casa părinților ei. Să-i dai curaj în viață, să-i dai putere, să-i dai poftă de lucru, să o facă să se simtă importantă în viața ta. Dacă o vei aprecia și o vei lăuda, ea se va simți iubită de tine, se va simți protejată de tine și tu vei fi suficient, dar și necesar pentru viața ei. Un ultim lucru și închei. Își respectă soția, inima bărbatului se încrede în ea. Felul frumos în care se va purta Andreea față de tine îți va câștiga atât de mult încrederea și respectul, încât întotdeauna când vei avea ocazia și când te vei întoarce acasă,
Nu televizorul, nu computerul, nu alte lucruri vor fi importante, ci să o onorezi, să o respecti, să o binecuvintezi, să o apreciezi pentru tot ce face pentru tine și pentru casa voastră. Dacă veți face unul pentru altul aceste lucruri, atunci voi vă veți construi casa. Înțelepciunea sau neînțelepciunea devine evidente în următoarele aspecte ale vieții. Modul în care un om gândește, modul în care un om vorbește, modul în care un om își alege prietenii, modul în care un om se îmbracă, modul în care un om câștigă banii, dar mai ales și cheltuie, și modul în care un om își folosește timpul. Sunteți fericiți pentru că ați crescut în două familii care de la nașterea voastră l-au cunoscut pe Domnul și au putut fi un exemplu de spiritualitate pentru voi. Ați trăit în două case liniștite și pline de pace. Ați avut 20 de ani de școală cum să învățați să vă construiți familia, pentru că acești doi tați și aceste două mame au fost dascălii voștri, învățătorii voștri, ticerii voștri, 20 de ani. Și astăzi, cu această zestre, cu acest bagaj al exemplului dumnealor personal, porniți în inimă pentru a construi propria voastră familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea spor și înțelepciune pentru ca familia pe care o construiți să fie locul unde să fiți fericiți și locul acesta să păstreze bucuria evenimentului de astăzi a părinților care v-au crescut și v-au educat. Amin.